Vrem să facem agricultură ecologică, vrem să facem 25% prin noile strategii și noile intenții, obiective. Dar tot Comisia Europeană scrie că principalele probleme sunt trei. Unu, este cererea. Avem o problemă cu cererea. Fiindcă produse biologice pot să cumpere cei care au un nivel de viață peste medie. Păi asta nu se întâmplă în Europa de Est. Deci țările din Europa de Est, dacă vor face 25% din suprafața ecologică, vor trebui să-și găsească debușee de export. Unde? Păi în Germania. Păi își produce germanul dacă face 25%. Mai ia și al meu. Toată lumea zice că avem loc, că e nișă, gata. Dom'le, cifre, estimări concrete. Hai să vedem cât se mănâncă. Atunci când am auzit expresia există piață pentru produsele ecologice din România, am auzit-o imediat legată de avem potențial. Da. Avem potențial să producem, avem potențial să vindem? Asta este prima problemă. A doua problemă. Noi zicem că putem să producem tot. Iarăși știu că multă lume se va supăra pe mine, dar mi-asum. Comisia Europeană zice, dom'le, putem să rezolvăm problema legumelor în spații protejate. Ok. Putem să facem produse biologice în domeniul zootehniei, cel puțin într-o parte. Porc, pasăre, chiar și vită. Ok. Domeniul lactatelor, putem să rezolvăm. Ok. Principala problemă care există la nivel de comisie, ca percepție, este cultura mare. Eu vin și întreb un lucru. Oare chiar așa de ciudat să fie cultură mare pe mii de hectare se poate doar în estul europei? Iar cei din Franța și Belgia nu pot să facă pe 100 de hectare? Eu vin și mai spun un lucru. Când facem certificarea și eu lansez invitația publică, aștept și pe mine, cine dorește să mă invite în fermele biologice să văd și eu culturile de grâu, de porumb în timpul vegetației? Am mai încercat, dar toată lumea, ba că a plouat, ba că n-are timp, ba că e ocupat. Aș vrea și eu să văd. Chiar vreau să învăț cum se face agricultură biologică în cultura vegetală pe 1000 de hectare. Nu pe 1000, pe 600. Eu nu spun că nu se poate. Eu spun că sunt curios. Adică... Și sunt primul care voi scrie și voi lărgi problema și mă înham să o fac benevol. Dar vreau în primul rând să învăț. Cine mă primește cu mare drag? Sunt convinsă, pentru că dacă ne uităm în statistici, la ora asta există ferme de agricultură biologică pe 5.000, 3.000 de hectare. Ce vrem să vedem este cum se dezvoltă grâu în vegetație și ce grâu avem ca și calitate și producție la momentul recoltării. Și să vedem dacă într-adevăr se respectă ecologia. Știți cum era? Spuneam că ecologiștii sunt tot un conformiști care... Vreau și eu să văd cum se reușește să se țină în frâu buruienile. Vreau și eu să văd cum se țină în frâu atacurile de dăunători sau de boli. Dăunătorii ei nu știu că este ecologic sau nu. Ei vin peste tot. Dacă alături ai fermieri în agricultură convențională și care au atac, chiar dăunătorul respectiv nu vine aici fiindcă vezi, doamne, e fermă biologică? Și să văd cum se țin lucrurile în frâu. Sunt curios și chiar nu o spun în sensul că vreau să dau ceva cu subînțeles. Nu, chiar sunt curios să vedem dacă agricultura biologică poate să gestioneze aceste probleme. Și dacă da, înseamnă că noi, cei din agricultura convențională, trebuie să ne aplicăm serios și să facem. Dacă se poate. Vreau și să văd dacă un insecticid biologic permite o bună gestionare a acestui lucru. Și dacă permite, de ce să nu-l aplicăm? Ar însemna să fim nebuni la cap să nu o facem. Nu, sunt de acord. În afară de școala europeană, discuțiile care se poartă referitor la sechestrarea carbonului în sol vin desigur de pe linia americană. Pentru că în America, după cum ne spunea și domnul Buzdugan, după cum știm că există, nu mai e niciun secret, o instituție care se ocupă de siguranța și de sănătatea solului de mai bine de 30 de ani, 40 de ani. Iar acum către asta se merge, să nu se lase terenul niciodată negru, continuu acoperit. Acum ceva timp discutam împreună și spuneam de un paradox. Agricultura ecologică fără modificate genetic nu se va putea. Iar America e acolo. Și ne întoarcem acolo, da. Și chiar am scris la un moment dat un lucru. Vedeți, dumneavoastră, noi spunem că America este foarte libertină în aplicarea tehnologiilor. Aplică de toate. Bun. Nu se grăbesc să scoată moleculele de pesticide. Dar nimeni nu vrea să facă o analiză serioasă. Eu am publicat la un moment dat aceste comparații. În Statele Unite,
Consumul mediu de substanță activă de pesticide la hectar este până în 1, până într-un kilogram. Între 0,8 și 1 în funcție de an. Europa? În Europa, media este mult mai sus și dacă luăm țările de vârf, trebuie să discutăm că Franța, Germania se învârte la aproape 4 kg substanță activă la hectar, deci de 4 ori mai mult. Austria, care este singura țară din Europa care are agricultură ecologică pe 25% din suprafață, e adevărat că majoritatea pășuni, da, are. Este ecologică, are aproape 3 kg substanță activă pe hectar, comparativ cu americanii cu 1, deci 300%, iar Belgia și Olanda se duc spre 7-8 kg substanță activă pe hectar. Păi atunci vin și întreb următorul lucru. România, vă rog să-mi România 0,6. Nu intrăm în clasamentul ăsta. Și atunci întrebarea mea este, de ce americanii au reușit să rămână la acest nivel de jos cu performanțele pe care le știm cu toți? Fiindcă în Statele Unite se dă ora exactă pe producția agricolă. Da? Bun. Și de ce noi n-am reușit? De ce noi suntem la aceste consumuri mari de pesticide comparativ cu americanii? Fiindcă ei au înțeles un lucru. Mergem pe modificat genetic și mergem pe tot ce e performant. Noi am scos neonicotinoidele și pentru un tratament la sămânță facem 2-3 tratamente în vegetație. Mai grav. Păi noi credem că celelalte insecticide care le folosim astăzi nu omoară albinele? Ba da, dacă dai pe o albină într-o anumită doză, o omoară. Și albină, fiindcă ea e făcută să omoare, încă o dată. Mă repet. Deci asta este discuția. Vrem să reducem, trebuie să reducem în tot factorul. Altă zonă performantă din punctul ăsta de vedere e America de Sud. Argentina, Brazilia, unde pe suprafețe mari ei fac minim de lucrări. Vor să fie eficienți și vor să facă agricultură performantă ca și cost. Și asta înseamnă modificat genetic, glifosat, neonicotinoide. Vrem să înțelegem bine, nu? Iarăși bine. Cu ei vom concura. Noi avem tratate de liber schimb. Nu putem să spunem celor din America de Sud că de mâine nu mai importăm șrotul lor, care este un produs ieftin. Dar în schimb noi venim și băgăm noi cerințe. Certificat de carbon, fără neonicotinoide, analizăm din nou glifosatul, nu vrem modificate genetic. Foarte bine, dar nu știu unde vom ajunge. Eu am mari rezerve privitor la viitorul agriculturii europene. Mari rezerve. Și din punctul meu de vedere, fermierii trebuie să înceapă să se gândească foarte exact cum își vor gestiona business-urile în viitor și dacă cred. Noi nu avem această dezbatere. Noi credem că vom găsi o soluție. Da. Să vedem dacă o vom găsi.